pune în viața ta. N-ai mâncat căpșune în doar viața. Doar în farfurie. Și vrea provocări, măile Elie. Uite-mă, fata asta frumoasă, la solar, ea vrea... Iertați-mă. Da. Prima căpșună am mâncat-o. Așa. A, dacă ai mâncat-o, înseamnă că... Că e un început bun. Da, că ți-a plăcut. Mi-a plăcut la nebunie. Da, și poftei. Da. Elie, păi da. Ce facem? Te notezi pe manta sau nu? Cum să culici, mă? Gata. Dă-i lucenușărea asta. Hai că eu tac, ia nu, să te deci, văd. Eu aș vrea să veniți aici lângă mine. Vino, Elie, să dăm bine la poză. Vino pe aici. Ia uite-l, că se dă pe sub... Pe scurtăture e mai bine. Nu vorbim în același timp, că nu ne înțelegem. Am tăcut. Da. Vreau să știu și eu care sunt regulile, cum trebuie să recoltăm căpșunile. Eu trebuie să rup de codiță, fără codiță, cum trebuie, că na, la vânzare trebuie să arate bine. Deci, și... e așa frumos. Codița aia are vreo 5 centimetri. La 1 centimetru ca să putem să o ține. Un centimetru maxim, 2 centimetri. Dar la mine nu se rupe. E, nu. Dacă ți-ai tăiat unghiile, mâncenușărea s-o... Nu e bine așa, pentru că se strică repede. Doar se pune unghia pe codiță, se apasă ușură. Da, îmi dai voie, Neili? Dumneavoastră da? Rupeți cu o singură mână, eu nu pot da? Cu o mână. Cum? Păi nu, nu rup cu mâna potrivită, cu dreapta. Ce nu șoreasă? O să ai și o provocare la stână. Uite așa se face cu degetul ăsta, așa, și așa se mulge oaia, da? Fii atent, măi, nu râde, măi, eu te învăț, că vrei notă de trecere. Tot așa cu degetul ăsta, dar nu acoperi cu arătătorul și cu inelarul și cu mijlociu, ci doar așa și apeși pe codiță, ia uite. Păi și uite, ce nu se rupă, așa? Aoleu, Neili, cred că trebuie să-i dăm să copieze, că altfel nu ia notă de trecere. Se face o pârghie între astea. Cu unghiuța. O să nu ai, să nici nu ai unghii. Asta nu e bună, nu? Ba da, este bun. Păi, dar nu e cam palidă? Ah, da. Așa. Asta nu e bună. Uite aici. Ați mai recoltat, nu? Da, da, da. Păi în fiecare zi, din cunoștințe, vreau și o caserolă, două și trei și așa după aceea să... Îi puneți să-și culeagă singuri? Da. Da? Păi e o plăcere. Să murgă oaia. Da, chiar e... Aici e multe căpșunul. A, și uite, ce confort, nici măcar nu trebuie să mă aplec. Exact. Dă-mi 1000 pe aia. Dar de ce? De ce? O să zică lumea că mituiesc juriul. Nu. Dăm voie să interviu. Acum este ori concur, adică în afara concursului, pentru fermierii mei. Uitați-vă bine aici, că tu pe canalul ăla de YouTube Cenușoreasu trebuie să înveți și pe oameni. Da. Ce idee minunată a avut Neilie. Ia povestește, Neilie. De ce ai pus la înălțimea asta căpșunele? Pentru că... Sau căpșunii, stolonul. Pentru că nevastă-mi are o vârstă și nu mai dacă se apleacă o doare spatele. Asta stă frumos în picioare și nu te căpșuna. E super confortabil. Hai bre, lasă-o, asta e glumă, e bine. Am înțeles. Dar povestea cu cele două culturi. Pentru că sunt foarte multe avantaje. Nu doar două, am avut trei culturi și usturoiul pe la... A, adică jos puneți, da, am avut salată, usturoi, salată, usturoi și răsat de varză pe urmă. Deci a patra cultură. Ați valorificat acea suprafață de teren cu 3-4 culturi. Exact. Ah, mamă, ce frumoasă e asta. E și parfumată. Domnul Musu, dar de când faceți legumicultură? Domnișoară, de când mă știu. Adică? Adică nici nu mă știam de când fac eu legumicultură, pentru că lumaica mea s-a rupt ava, cum se zice la femei, cu mine în solar. Oh, era în solar când i s-a rupt apa. Sărata. Deci, acum 60 de ani, 56 de ani, i s-a rupt lumaica mea apa cu mine în solar. Deci de atunci... Galaroșii sau, mă rog, ce făcea aia atunci, da. De atunci sunt eu grădinar. M-am născut printre roșii. V-ați născut printre roșii, da, frumos. Frumoasă povestea. Și apoi, mai târziu, și apoi... ați ajutat-o pe mama la... Bineînțeles, când eram copil... Când erați copil, da. Păi am plecat și eu pe la școală ca fiecare, m-am făcut marinar. V-ați făcut marinar? Da. Asta sunteți de profesie? De profesie sunt timonier fluvial. Pilot de vapor. Șofer de vapor, cum se zice, mai... Curajos? Așa, ca să știe lumea. Curajos? Da. Și câți ani ați lucrat pe vapor? 11 ani. Urmă am venit
după Revoluție, acasă, când m-au întrebat de acolo ce faci în Sibirie, bă, mă, o să cultiv castraveți. La juridic, la fiar, când de treabă, bă, unde? Mă duc să cultiv castraveți. Și uite că acolo am ajuns, cultiv căpșune, castraveți, mă rog, treburi de astea care se pun în parfurie. Și am venit niște solarii superbe. Păi am că de felul meu nici nu beau și că nu bei ai. Scuzați-mă, eu notez. Că deci, uite, tot, aproape tot, am umplut caserola. Cenușăreasul... Mă descurc bine, nu? Te descurci bine. Hai că l-am prins și... Hai că l-am prins pe Neilie la destăinuit. Deci ea zice, domnule, asta mi-aduce aminte de Mușatescu, o piesă superbă cu unii, domnule, iese omul la o bere și pac, îl calcă vaporul. Ne-am mă rog, îți spun eu într-un episod. Deci vaporul era meu. Așa, așa. Bun, și... Dar cine v-a învățat? Mama v-a învățat cum să legați, cum să... Da, face? Maică-mea, taică-meu, mă rog. Mai trăiește? Maică-mea nu, a murit anul trecut, în iunie pe 16, taică-meu trăiește. Da. Și tatăl se ocupa de legumicultură? De legumicultură, da. Era un fel de șef pe la CLF Caracal. Uh-huh, uh-huh. Da. Ei, și cum ați ajuns să cultivați atât de multe legume? Pentru că mi-a plăcut. Și dacă nu-ți place ceva, nu faci. Da, corect. Exact. Și soția ca vă și ajută? Ca și la fetiță, dacă nu-ți place fetițele, îmi trebuie la ele. Hai, zi ceva! O să stric filmarea, că apropo nu mă pot de soție. Ți-am zis că e mai șugubăț decât mine. Apropo de soție, doar eu și cu soția manevrăm toate astea patru solare. Patru am... Adică o suprafață de cât? Aproape 3000 de metri pătrați. Deci vreo 30 de ani. Și adică robotiți? Adică e de muncă. Singur? Nu mă ajută nimeni? Așa că dacă aveți nevoie de unghiuțe rupte, vă invit cu drag. Deci am venit să muncesc și muncesc cu drag. A, uite, chiar aveți păi, mă rog, dacă nici la curez de căpșune nu muncești cu drag. Da, e chiar super. Aici e chiar și-ați făcut super, o treabă da, extraordinară cu... Cu ele sus. Da. Substratul s-a ridicat așa. Da. Minunat, minunat. Foarte confortabil. Și mai aveți și alte culturi în sistemul da, am, ăsta? Nu, în sistemul ăsta nu. Doar căpșuni. Doar căpșuni. Uh-huh. Dar ce mai cultivați? Fasole, așa, castraveți, vinete, roșii. Roșiile le-am terminat. Acum da, am plantat aici fasole în locul lor. Fasolea din solar întâi este mai mare, am florit. Deja peste vreo două săptămâni cred că încep recoltarea. Uh-huh. Vinetele sunt de recoltat. Dacă nu-și pare rău de unghiuțe, mereu să recultăm și la vinete. Da, păi și că am așa, îi pare, nu-i pare, Neilie? Am probe. Dar hai, uite, căpșun, învățați-mă și pe mine la căpșuni care este secretul. Cum facem să avem niște căpșuni minunate și gustoase, dacă se poate? Păi ca să fie gustoase, trebuie să fie tratate și hrănite cu substanțe bio. Dacă bași chimic, nu? Chimic mănânci. Gust serios? De chimie, gust de... E, dacă îi ascultați pe ăștia care vând produse chimice, da, da, spun bă, că nu ăștia au remanență. Super. Exact. Deci, cineva care a vrut să-mi dea să fac astea cu chimicale, soluții, nu neapărat chimicale, pentru că zicea că sunt 100% bio. Așa. Și i-am zis, mă, ca să mă convingi că sunt bio, ia și fă-și tu ce fac eu. Și am băut din biohumusolul pe care îl folosesc eu. Ce e biohumusolul? Biohumusolul este o substanță cu care eu tratez, cu care eu hrănesc plantele. Se fabrică la mine în țară, la Buzău. De către domnul Mircea Voinea. Asta e secretul. Biohumusolul și etaminul sunt super. Păi mi-a spus, mi-a trimis cineva un... Dar ce are la bază? Adică de ce e așa special? Ce are? Ce să aibă? E humus în esență. Deci tot ce trebuie la o plantă. Să fie hrănită sănătos. Și dacă ea e sănătoasă, o hrănești pe ea sănătos, automat și ea ne hrănește pe noi sănătos. Așa, și nu mai... că e bio și... Eu am ani de zile de când n-am luat nici măcar un paracetamol. Nu să zici, bă, fac injecții, dar injecții n-am făcut de când sunt. Păi sunt, da. Dacă mâncați sănătos, super, da. Fericit. Așa, și cineva vă spunea că trebuie să folosiți produse da, ecologice. Și l-am pus să bea și el dacă zice că sunt bio. Bea mă și tu dintre ăștia că sunt bio, cum beau de ăsta. Și eu am băut, am avut curaj să beau, exact, apropo de provocări. Pe mine m-a provocat o cucoană de pe la oraș, că noi țăranii facem și îmbolnăvim orășenii de cancer. Mă, tante, cum să te îmbolnăvesc cu materia de cancer dacă eu beau din ce îi dau la plantă să mănânci? Am pus în pahar frumos, mă ferma fata, el a pus taica. Serios, am pus în film, în pahar și am băut live
biohumusul. Și nu odată. La vinda grabă și nea Georgică, care e acidă față. Nu odată. Și domnul director care produce biohumusul, Mircea Voinea de la Buzău. Și dumnealui a băut live biohumusul. Mai aveți curaj să faceți chestia asta? Da, bineînțeles, pentru că știu că e curat, nu e o travă. Înțelegeți? Terminam cu căpșunile astea și dacă aveți o sticluță... Păi am o sticluță, am un bidon. Da. Când dați acest produs? Cum îl dați? În ce cantitate? Vreau să văd. Se folosește 100 de mililitri, indiferent de stadiul de vegetație al plantei, 100 de mililitri de biohumusul la 10 litri de apă. Deci, și faceți și diluția? Se tratează, se hrănesc aproximativ 100 de metri pătrați de plantă. Și cum? Cu găleata aia de apă. Între 100 și 150 de metri, acum depinde și dacă adică e mai mare planta. Adică mai... nu? Cu apa de udat? Nu, le stropesc. Se dă și prin fertilizare, foliar. Deci foliar. Se dă și prin picurare și foliar. Dar tratarea, stropirea foliară este mai eficientă de 25 de ori decât prin picurare. De ce? Că toată soluția e absorbită prin... Exact, prin frunză, frunza prin bucătarul plantei, automat are direct... Lanțul scurt de aprovizionare. Da, cu cât se administrează mai des foliarul ăsta, da, cu atât ai o cultură mai sănătoasă și mai o cantitate mai mare. Planta o cantitate mai mare. Da, da. Aproximativ deci din face 5... și producție mai mare. Zile. Da. Deci eu ajung și la 10 kg de castraveți per plantă, la 5, 6, 7 kg la roșii per plantă, uite așa, în continuare. Wow. Și dacă vorbim de un spor față de, păi, eu știu, o suprafață pe care nu aplicați soluția asta, ce înseamnă? Care este? Înseamnă ceva aproape dublu. Wow. Cam, poate, și uneori, în unele cazuri, și mai mult decât dublu. De exemplu, la fasole este o normă de aproximativ 14 tone la hectar, păi eu am spus 3 tone din 700 de metri pătrați. Deci cam de 2 ori și ceva mai mult. Deci mai spuneți o dată, biohumusol. Biohumusol, plus etamin, plus bioprotect, plus bioinsect, toate bio. Păi ce înseamnă? Nu, luați-le pe rând când... Etaminul? Ia gândiți-vă că mă apuc și eu de legumicultură. Nu, de învățați-mă așa ca la carte. Luați-o de la răsaduri. La răsaduri le faceți ceva, le tratați cumva? Răsadurile se ia de la sămânță, nu? Deci, de la sămânță atunci. Iei sămânța, o pui într-un săcuț, într-un săcureț, o bagi într-o zeamă de asta de... într-o diluție de biohumusol. Cât? Păi vreo câteva ore, 3-4 ore acolo. Și diluția? O scoți, cât să fie? Tot asta. 100 de mililitri la... 10 litri de apă. Dar nu faci 10 litri, că nu ai tata sămânță, că nu sunt same hectare. Așa. Acolo două păhărele, știi. Respecti proporția. Exact. Da. Faci aia de 3 simpli. Așa și lași sămânța câteva ore. Câteva ore o pui la uscat și o same. Și sămânța ești, se face super sănătoasă. Să nu ne întrerup. Nu, dar trag și eu cu urechea. Așa. Să mai învăț și eu, că mai am și eu de învățat. Așa, deci am tratat răsadul, când a ieșit răsadul, da, din sămânța, iar stropire și pe urmă din 5-5 zile. Acum am funcție și de când vrei să, de timpul pe care le ai până la plantare. Că dacă e prea târziu, nu trebuie să stropești prea des, că crezi că asta că a fost frumos. Într-o zi cât alții nouă. Da. Așa este de bun. Totul, și pe urmă ți-i răsat după loc. Eu am păsit-o și de-aia spun. Asta primăvară, bă, să le seamă mai în timp și dă-le nevastă mea cea. Nu mai da, mă, că iar, uite cât au crescut azi noapte. Mă lasă nevă să mănânci. Și s-au făcut prea mari. Am pus fasolea, era atât, în loc să fie atât. Asta primăvară, da. Înțelegeți? Deci biohumusolul e arta succesului. Cheia succesului. Biohumusol. A zis dumneavoastră la 5 zile. La 5 zile. Și în perioada asta mai dați ceva? În care perioadă? În astea 5 zile? După ce ați pus răsadurile. După ce am pus răsadurile, până ajung la maturitate, să se stropesc din 5-5 zile. Le-ai pus și din 5-5 zile stropești. Dar doar cu biohumusol, nu? Dar cu biohumusol pus etamet. Bine, bioprotectul nu-l dai din 5-5 zile, îl dai la 10 zile, că ăsta este insectul fungicid. Păi asta vă întreb. Este insectofungicid. Etaminul poți să-l folosești în aceeași cantitate și în același timp cu biohumusol. Bine, nu 100 de mililitri, asta se pune în funcție de fenofaza plantei. Dacă e atât, pui 0,2%, dacă este mai mare,
cu 0,3% etamin. Uh-huh. Humusul merge pe 1% de la sămânță. Etaminul ce este, de fapt? Un produs de la BHS Buzău, românesc. Deci un produs românesc, fabricat în România, cumpărând acelea crește economia țării. Tot un îngrășământ benefic plantelor, care conține absolut toate elementele și microelementele benefice și necesare unei plante. Dacă îmi dai voie să mă bag și eu în emisiunea ta, nu știu, să facem... Apreciez. Da, așa. Ce să mai faci tot acum, da. Sperând, da, da, sperând la o notă mai bună, mă lași, ce să faci, un compromis. Deci, draga mea, o am o vorbă de la profesor dr. Iosif Kiș. Agricultura nu e pentru proști, bă, deștepților. Deci agricultura nu e pentru proști, bă, deștepților. Deci nu că ai pus o sămânță acolo și ea se face. Bio, eco, nu înseamnă ai pus sămânță acolo și te mai duci după 7 luni să iei căpșuna asta frumoasă și bio. Că n-ai să o găsești. Trebuie îngrijită într-un anumit context. Hrănită, gata, am închis paranteza. Da? Draga moșului, așa. Cenușăreasu, eu știu că ți-e-ți place la solar, la solar, la solar, nu mai pot de cald, trebuie să fac o pauză de hidratare. Tu ești prozit, da? Dacă m-am descurcat. Măi, așa, un 8-9-22 merge, mai negociem. Asta pentru că nu se închide. Asta pentru că nu se închide, în rest, dragilor, mă bag. Da, sunt mai bătrân și barba, am barba mai albă, da, așa și mi se permite, că sunt musafir și gazda e întotdeauna o gazdă primitoare, da, și înțelegătoare. Stați lângă canalul de YouTube Jurnal Agricol de Călătorie, că aveți ce învăța și ne și distrăm din când în când, să știți.